PSD a înlocuit deja miniștrii de la Ministerul Muncii și Ministerul Familiei. Natalia Intotero va fi noul ministru al familiei, iar Simona Bucura Oprescu va prelua multele restanțe pe care le lasă Marius Budăi la Ministerul Muncii. Vom discuta despre toate acestea pentru că e un butoi cu pulbere acolo la Ministerul Muncii, dincolo de întreaga criză legată de azilurile pentru bătrâni și de centrele pentru copii, pentru că vedem că vin date noi și cu privire la acest subiect. Între timp, în urmă cu foarte puțin timp, Rusia iese din acordul pe cereale cu Ucraina, un acord mediat de Turcia. În mod normal, acest acord ar fi trebuit să fie oprit în această seară, însă, după bombardamentele asupra podului Kerch, Federația Rusă a stabilit că oprește acest acord pe cereale. Deja pe burse se simte o creștere a prețurilor, în primul rând la grâu, iar scutul de la deveselu apare în bugetul pe 2024 al americanilor. O să vă arătăm aici în direct documentul cu privire la România și Polonia, documentul pentru bugetul Americii, care a trecut deja de Camera Reprezentanților, acestea, dar și alte subiecte la politica zilei. Sunt Ioana Constantin, mulțumesc că sunteți pe B1 TV, vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră. Printr-o legătură telefonică directă, doamna Anca Dragu, senator USR, fost ministru de finanțe, mulțumesc foarte mult, doamna Dragu. De asemenea, analistul economic Adrian Negrescu, mulțumesc foarte mult. Jurnalistul Răzvan Chiruță, mulțumesc foarte mult. Vicepreședintele PMP, Marius Pașcan, mulțumesc foarte mult. Iar printr-o legătură telefonică directă cu noi este domnul Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună ziua, domnule general! Bună ziua! Domnule general, am văzut această informație, acest document, da, din legea bugetului Americii. A trecut de Camera Reprezentanților la limită, au și ei problemele lor economice mai ales, însă ce ne interesează pe noi este faptul că iau în calcul Statele Unite posibilitatea ca scuturile antirachetă din România și Polonia să fie întărite. E vorba de bugetul Pentagonului pe anul fiscal 2024. Îi rog pe colegii mei să arătăm și documentul în care apar România și Polonia, pentru că e vorba despre ambele țări și despre scuturile antirachetă care se regăsesc în ambele țări. În cel mult 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, directorul agenției SUA pentru apărare antirachetă va prezenta comisiilor de apărare ale Congresului un raport privind îmbunătățirea celor două scuturi, arată documentul pe care l-au găsit colegii de la profit.ro. Explicați-ne, domnule general Bălceanu, ce înseamnă asta pentru noi, pentru România. Înseamnă destul de mult, pentru că scutul nostru este operațional din 2016. Polonezii îl vor avea operațional, dacă nu apar probleme, la sfârșitul acestui an. Are elemente noi care înseamnă o complexitate mai mare a senzorilor pentru depistarea țintelor și, sigur, se merge și pe ideea unei apărări pe niveluri a scutului respectiv, ceea ce poate să însemne și alte elemente din complexitatea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă, inclusiv date cu privire la protecția fizică a bazei de la Deveselu. Ca atare, este o investiție binevenită care va spori capacitatea defensivă a bazei de la Deveselu, a scutului de la Deveselu, a modului în care este integrat în sistemul complex de senzori, a capacităților de apărare a scutului, capacități care, pe de o parte, aparțin Statelor Unite, vom vedea dacă vin cu elemente noi de dislocare, și în aceeași măsură este și o presiune asupra dezvoltării programelor noastre de înzestrare în domeniul apărării antiaeriene, iertați-mă, și antirachetă. Ce ar însemna această înzestrare despre care vorbiți? Pentru că deocamdată știm că sunt doar planuri pe care România le are. Pentru că sistemul trebuie apărat la toate nivelurile. El acționează la nivel foarte înalt, acționează în stratosferă. Ori protecția înseamnă să aibă capacitatea de apărare la toate nivelurile, la toate altitudinile, la bătaia și la distanțele care să nu permită lovirea acestui scut. Dar nepermițându-se lovirea scutului, implicit este vorba și de o protecție a teritoriului național, în definitiv.
Ca atare, în mod sigur, vor fi măsuri pe care le vor aplica americanii, probabil cruzând, spuneam puțin mai devreme, dislocarea unor sisteme de apărare antiaeriană care să completeze sistemele de apărare antiaeriană Patriot care sunt în România. Probabil lucrurile vor fi gândite și în perspectiva programelor de înzestrare V-Shorad și Shorad, pe care România le are în plan, pentru că lucrurile trebuie văzute integrat. Și integrat înseamnă nu scutul în sine, ci apărarea antiaeriană și antirachetă a teritoriului României integrat în sistemul de apărare antiaeriană și antirachetă al NATO. Da, urmează să vedem, după ce va trece și de-a doua cameră, urmează să vedem concret cu ce planuri va veni Pentagonul pentru deveselul România și Polonia. Mulțumesc, Virgil Bălăceanu a fost alături de noi, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Mergem mai departe pentru că din aceeași zonă vine o informație de breaking news. Rusia a decis să suspende acordul pe cereale. Deja pe burse se resimte o creștere puternică a prețului la grâu. Acest acord expira astăzi, 17 iulie, însă a decis Federația Rusă să îl închidă mai devreme după ce podul Kerch a fost atacat de două ori în această noapte. De altfel, este o ședință de urgență în Federația Rusă pe acest subiect. Adrian Negrescu, vin la tine. E un acord pe cereale mediat de Turcia cu chestiuni care țineau inclusiv de zona de tranzitare mai departe a cerealelor. La noi s-a dovedit că n-a fost doar tranzit, din păcate pentru fermierii noștri. Întrebarea este ce urmează mai departe, pentru că Rusia de aici încolo va bloca toate navele cu cereale. Ultima a plecat din Odessa aseară. Hai, să ne așteptăm la scumpiri, cred că la grâu, la porumb, la celelalte cereale, da, pentru că din Rusia, din Ucraina, veneau undeva la nivel de 33 de milioane de tone, da, de cereale care acopereau nevoia în proporție de până la jumătate în Asia, în Africa, chiar și în America Centrală, deci erau vreo 45 de țări care beneficiau de acest acord suspendat, iată, de Rusia, urmarea acestei situații din peninsula Crimea. Era de așteptat acest lucru, toată lumea se aștepta ca la un moment dat Rusia să stopeze acest acord. Efectele, da, cum spuneam și la început, vor fi văzute pe burse, o creștere a prețului grâului care se va traduce într-o creștere a prețului pâinii. E, uite, și așa se vor scumpi toate produsele de panificație peste tot la nivel internațional și bineînțeles că inclusiv în România, urmând trendurile din piețele internaționale, vom asista la o scumpire a pâinii. La fel și porumbul va deveni din ce în ce mai scump și asta afectează industria agroalimentară, da? Gândiți-vă că cu porumbul se hrănesc animalele și tot așa înainte vom asista la un nou val de scumpiri în piețele internaționale, astfel încât inflația, din păcate, pusă la cap și cu deciziile luate de autoritățile române, care vizează în special creșterea de taxe, vor readuce inflația pe creștere, probabil din toamna acestui an. Da, pentru că vorbim și de un șantaj alimentar aici, Adrian Negrescu, după șantajul energetic și al gazelor făcut de Federația Rusă. Aș vrea să te întreb pentru o concluzie pe acest subiect, ce se va întâmpla cu fermierii noștri și cu cerealele din România, pentru că zilele trecute chiar spuneau fermierii noștri că se vinde cu 0,70-0,75 de bani kilogramul de grâu. Pentru fermierii noștri ar însemna că își pot desfășura mai bine afacerile, ar putea să vândă și ei la export mai bine și la un preț mai mare. Nu știu însă dacă au capacitatea logistică de a face acest lucru, de a intra în portul Constanța și a vinde mai departe, pentru că știm foarte bine care sunt interesele acolo și cum au reușit ucrainienii să acapareze practic mare parte din portul Constanța, de a ajuns fermierii noștri să stea cu grâu în hambare și să le putrezească de la un an la altul și să-și vadă afacerile năruite. Practic de această lipsă de protecție din partea statului român. Cred că ar putea fi o variantă bună, dar ar trebui ca Ministerul Agriculturii să se miște foarte rapid în momentul de față și să creeze o celulă de criză în așa fel încât să ajute fermierii români să profite de această situație care pe plan mondial e negativă, dar pe noi care ar putea într-un fel să ne avantajeze. Da, nu cred că va face nimic, din păcate, Ministerul Agriculturii, pentru că noi știm de câteva zile că Federația Rusă nu dorește să mai prelungească acest acord pe cereale. Vă reamintesc, cu câteva ore înainte ca el să expire, Kremlinul a rupt acest acord. Ultima navă cu cereale a plecat aseară din Odessa. Podul Kerch, un pod esențial în Crimea pentru Federația Rusă, a fost bombardat de la ora 5. Vom analiza toate aceste lucruri cu experții în zona militară, dar și cu cei din zona cerealelor.
Până atunci ne întoarcem la actualitatea internă, pentru că PSD astăzi a validat propunerile pentru Ministerul Muncii și Ministerul Familiei. După demisiile lui Marius Budăi și Gabrielei Firea, la Ministerul Familiei vine Natalia Intotero, este președinta Comisiei de Învățământ din Parlament și de asemenea a fost ministru al românilor de pretutindeni. Iar la Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine Simona Bucura Oprescu, parlamentar de Argeș, la al treilea mandat, de asemenea președinta Comisiei de Administrație Publică din Parlament. Ciolacu a spus astăzi că instituțional Gabriela Firea nu are absolut nicio vină din perspectiva domniei sale de premier. Însă Răzvan Chiruță, Gabriela Firea a fost suspendată și cu vot, pentru că se pare că la PSD nu merge cu autosuspendarea, astăzi din funcțiile pe care le avea, iar la București, în locul ei, preia interimatul prietenul domniei sale, Paul Stănescu. Cum vezi aceste nominalizări? Cel mai greu va fi totuși la Ministerul Muncii. Da, aș începe, să zicem, cu o bilă albă. E foarte bine că domnul Ciolacu a numit două femei în astfel de funcții, pentru că și guvernul Ciucă și guvernul Ciolacu aveau o problemă în acest sens cu foarte puține femei ministru. Cred că două, dacă nu, acum sunt patru. Pe de altă parte, aș remarca faptul că acest minister al familiei este o invenție creată pentru doamna Firea, care în mod normal ar fi trebuit desființată din punctul meu de vedere, pentru că nu își are rostul cu adevărat. Ca să existe acest minister al familiei, au fost mutate artificial tot felul de alte instituții din domeniul protecției sociale de la alte ministere. Ele funcționau bine, să spunem, și în celelalte ministere. Vedem acum cât de bine funcționau. Da, da, poate. Da. Păi ezitare în sensul ăsta, da, exact. Știu. Funcționau la celelalte ministere, dar sau așa, putem să o luăm altfel. Faptul că au fost mutate într-un alt minister al familiei nu a schimbat cu adevărat nimic în bine în acest sens. Deci acest minister, în primul rând, trebuia să dispară acum. Era o ocazie foarte bună să se mai facă acele reduceri despre care tot vorbește domnul Ciolacu, pentru că nu suntem într-un deficit bugetar foarte mare. Ministerul Familiei, de exemplu, numai pentru chirie plătește 500.000 de euro pe an, pentru că nu s-a găsit un sediu la stat. Din informațiile pe care le aveam noi, doamnei Firea nu i-a plăcut niciun sediu pe care îl are RAPPS și atunci acest minister funcționează într-un spațiu privat, undeva pe la Piața Presei, unde plătește din bani publici vreo 500.000 de euro pe an doar chirie. Mai are 1.000 de posturi, dintre care la un moment erau ocupate vreo 600, vreo 60 de mașini, o grămadă de cheltuieli absolut, absolut inutile, făcute inițial ca doamna Firea să aibă și ea un minister. Din păcate, deci, pentru că ministerul ăsta putea să facă multe politici sociale esențiale pentru România. Acum natalitatea scăzută cu problemele pe care le are țara noastră, dar s-a transformat în ce vedem, ceva electoral. Da, absolut, absolut. Dar la o adică măsuri pentru familie poate lua guvernul sine sau instituțiile, da, sau, mă rog, ministerele așa care funcționau și înainte. Nu mai zic de numărul de secretari de stat foarte mare, cu salarii de 2.000 de euro și tot așa. Da. În ceea ce o privește pe doamna de la Bucura Oprescu, Muncii, Bucura Oprescu, din ce am citit, ea vine din Argeș și are câteva, să zicem, probleme în CV. În primul rând, este, spune presa din Argeș, creația fostului baron de Argeș, Constantin Nicolescu, condamnat la un moment dat, între timp decedat. Și mai mult decât atâta, pentru că e o modă, se pare, și o problemă, se pare, în politica românească, la un moment dat, într-un CV al dumneaei apărea că are un doctorat, care, după ce a început scandalul cu doctorul, mă rog, când a început discuția cu plagiatele din doctorat, acea teză de doctorat a dispărut brusc din CV-ul dumneaei. Chiar presa locală a făcut un concurs la un moment dat, o publicație din Argeș oferea un premiu cui găsește doctoratul dispărut din CV-ul Simonei Bucura Oprescu. Și mai este o chestiune în ceea ce o privește pe doamna. Se pare că se practică în aceste guverne PSD-PNL așa tot în familie, ca să spun așa. Foarte mulți miniștri din acest guvern au partenerii în alte instituții de stat, inclusiv guvernamentale,
Și soțul doamnei Simona Bucura Oprescu este secretar de stat, dacă am reținut-o bine, oricum lucrează la o agenție guvernamentală. E normal, e un partid care ține cu familia, nu trebuia să o pună atunci la familie pe doamna Bucura Oprescu. Bun, dar doamna Bucura Oprescu are însă foarte multe restanțe care au rămas acolo de la domnul Budăi, Marius Pașcan. Vorbim de legea pensiilor, legea salarizării și reforma pensiilor speciale, cel puțin. Asta pe lângă toată nenorocirea asta cu ce se întâmplă în aziluri. Cum vezi aceste două nominalizări? Niște doamne care, cel puțin în vizorul presei, vor fi mai greu de țintit așa, nu, decât domnii cum era Budăi, de pildă. În privința doamnei Intortero și acel minister al familiei, total de acord cu antevorbitorul, domnul Chiruță, e un minister inventat pentru firea, ca să aibă și doamna poziție de ministru și să dea bine în familia PSD. Eu doar m-am uitat așa în diagonală pe ce program glorios propune PSD pentru respectivul minister din 2021 înființat și numai vă evoc din măsuri ce ar fi trebuit să facă. Dacă ați văzut ceva din aceste măsuri în 2 ani de zile, să-mi spuneți și mie. Program de construire de creșe în toate comunitățile în care există cerere semnificativă. Sprijinirea Ministerului Finanțelor Publice în aplicarea unor măsuri de deductibilitate pentru familiile cu mulți copii. Extinderea programelor de tip școală după școală, after school. Da. Facilități fiscale, etc., 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 care de 2 ani de zile n-am văzut nimic din toate acestea. Prin urmare, a fost un minister mai mult de decor care s-a remarcat prin acel scandal generat de AUR cu acea lege interpretată pe dos. În fine, deci nu prea are obiectul muncii acest minister, așadar poate să pună pe oricine acolo, funcționează după mecanisme de tip organizații neguvernamentale și are vreo 250 de angajați. Cam prin asta se remarcă și cu asta basta. Celălalt minister, în schimb, cel al muncii, este unul extrem de complicat. Faptul că au pus-o pe doamna Bucura ca ministru este o superficialitate stricătoare la cer. Întâmplător că a fost parlamentar, o cunosc pe doamna Bucura Oprescu, este un veleitar să dea. Tocmai de aceea a dorit ca la 30 de ani să aibă un CV încât tot să cadă pe spate de emoție, doar parcurgându-l, lecturându-l. Și între altele, are o facultate, are un master la Academia Militară de Apărare Națională, acolo are și cursuri post-universitare, de asemenea în zona de servicii de informații are și avea și o facultate încă pe lângă prima și plus doctoratul de care făcea vorbire antevorbitorul, care au dispărut din CV. Deci în momentul în care Academia domnului Oprea, care s-a făcut remarcată printr-o grămadă de plagiate, adică nici nu știu dacă este vreo lucrare neplagiată acolo, automat a șters-o, că avea și doamna Bucur acolo un doctorat, ca orice impostor respectabil, și a dispărut și a doua facultate. Așadar, două instituții pe care echipurile le-a urmat și a trudit ca să-și obțină niște diplome au dispărut așa subit din CV. Un concurs organizat și pentru Grindeanu, deci a venit încă cineva în guvern să le căutăm cărțile. Scurt, vă rog să mergi la doamna. Doar atât scurt, doamna Constantin. Deci cum să ne imaginăm că un om vine din Comisia de Administrație Publică, care nu prea are legătură cu Ministerul Muncii, și intră într-o legislație pe care ar trebui extrem de stufoasă, de complicată și cu multe probleme pe care le-ați enumerat, nerezolvate de demagogul anterior, și vine și le rezolvă ca un nepriceput. Că despre asta vorbim. Să-i lăsăm o perioadă de grație, zic totuși. Anca Dragu, cum vedeți? E cel mai greu aici la Ministerul Muncii. Sunt toate reformele și toată presiunea PNRR-ului, pentru că vorbim și de pensii speciale, și de pensiile normale, și de legea salarizării. Cum vedeți aceste nominalizări? La Ministerul Muncii m-am uitat în CV-ul doamnei Bucura Oprescu. Nu văd o relație cu domeniul acesta al muncii și protecției sociale. Văd că dumnea ei are o carieră care se leagă de Partidul Social Democrat, de PSD, a avut tot felul de funcții la nivel județean, la nivel local, grație apartenenței domniei sale la PSD. Nu am găsit în CV absolut nimic, niciun rând care să arate că ar avea și cunoștințe despre piața muncii, despre tensiunile din piața muncii, cum ar putea dumneavoastră să conducă aceste reforme pe care le menționați și care sunt niște reforme absolut cruciale pentru următoarele cereri de plată și jaloane din cererea de plată 3 și 4 din PNRR. Deci
tehnic, profesional, ridică mari semne de întrebare. La Ministerul Familiei situația este mai gravă, pentru că acel minister trebuia desființat. De fapt, este Ministerul Familiei PSD acela, să ne fie clar. A fost creat ca, mă rog, un minister să-i dea ceva vizibilitate doamnei Firea. Nu a făcut mare lucru în această perioadă de timp, ba mai mult, acel minister cheltuie pe an 10 milioane de euro. Acești bani ar putea fi duși și în măsuri concrete, în aceste măsuri, școală după școală, masa caldă, măsuri concrete, nu să plătim câteva sute de angajați la stat și chiriile de care făceau vorbire și colegii de platou. Deci, da. Mari semne de întrebare pentru PNRR și de acolo vom pierde bani, atenție. Nu e un lucru de glumit. Mă așteptam totuși, sau era normal să vină cu o persoană solidă în domeniul acesta în care trebuie să facă reforme, salarizare și pensii. La un moment dat s-a vorbit despre doamna Corina Crețu și cred că era o variantă mult mai bună, măcar știa ce să discute la Bruxelles, decât toți acești neștiutori de aici, de la noi, care vin pe filiera baronatelor locale. De data asta baronii au mai făcut odată niște numiri în PSD, nu-i nimic. Am fost curioasă, Adrian Negrescu, să vedem ce s-a mai întâmplat cu ordonanța aceea austerității, care pentru prima dată trebuia să se ocupe și de secretarii de stat, de consilierii lor. Vin așa în continuarea discuției, că tot aminteau aici toți vorbitorii, au spus, domnule, cât secretar de stat, să vedeți cât erau pe acolo. Să știți că ei sunt tot acolo, avem aceleași ministere campioane, noi am uitat pe site-urile lor, 6 secretari de stat, înainte aveau câte 7. La transportul Sorin Grindeanu, deci au dat demisia udemeriștii, cam asta este regula, și au rămas în loc de 7-6. Doamna Deca, să știți că are 6 secretari de stat și cred că are vreo 3 subsecretari de stat. Ăștia sunt numai cei cu rang, care este efectiv secretar de stat, pentru că mai avem cu rang de secretar de stat, cu duiumul pe acolo, 10 prin ministere. La finanțe, domnul Boloș are tot 6 secretari de stat și domnul Căciu, care i-au făcut rocada unul cu altul, 6 la fonduri europene. La MEI, domnul Predoiu are 6. Să știți că și alte ministere au câte 5, cum ar fi, de exemplu, Ministerul Sănătății. Ce-o fi făcând acolo domnul Rafila cu 5, dar nu-i în stare unul să stea de vorbă cu bolnavii de cancer care au ieșit la 45 de grade să protesteze? Nu știm. Dar Adrian Negrescu risipa asta de la Ministerul Familiei, cum vorbim mai devreme, până la ăștia tot 200 sunt secretari de stat. N-a fost vorba în ordonanța cumpătării că au și ei obraz și mai reduc acolo, mai devine mai suplu guvernul? Ioana Constantin, eu am senzația că suntem cam caragiale, să se reformeze, primesc, dar să nu se schimbe nimic. Cam asta e concluzia. Și nu se schimbă nimic din această perspectivă, dovadă și datele financiare, care arată că după primele 5 luni, cheltuielile de personal în sectorul public creșteau cu 7%, este pe la 50 ceva de miliarde. Adică noi cheltuim undeva la 120 de miliarde de lei pe an, numai salarii în sectorul bugetar. Nu, oamenii ăștia nu sunt dispuși să facă reforme, nu sunt dispuși să taie din cheltuielile publice pentru a reduce acel deficit bugetar, iar faptul că au din ce în ce mai mulți secretari de stat denotă faptul că, până la urmă, interesul politic contează, pentru că acolo este vorba de algoritmi. Sunt și de la PNL și de la PSD, oameni care trebuie să aibă o funcție în statul român, pentru că, în perspectiva alegerilor următoare, să-și așeze, practic, apele în așa fel încât să obțină un mandat sau cine știe să rămână pe poziții. Cred că administrația publică românească a ajuns la un asemenea grad de neprofesionalism și mai ales de indolență, apropo de scandalul cu azilele, încât este greu să-l urnești prin niște reforme bine țintite. Eu spuneam nu de mult, chiar la dumneavoastră în emisiune, acum vreo 2 ani de zile, spuneam că cred că ar trebui ca toți funcționarii publici, periodic, odată la 6 luni sau un an, să urmeze niște examene probitate profesională, adică să ne demonstreze că sunt capabili să facă niște lucruri concrete pentru funcțiile pentru care îi plătim. Pentru că vedem, din păcate, prea mulți miniștri și prea mulți oameni din sectorul public care taie frunze la câini, care nu fac absolut nimic și sunt plătiți incredibil de bine, poate chiar mai bine decât sectorul privat. Da, și toți secretarii ăștia de stat au pe cabinetele lor câte 4 posturi au rămas acum în loc de 8, dar e foarte simplu că îi pui pe norme mai mici. Dar Anca Dragoa a fost ministru de finanțe. E nevoie de 6 secretari de stat. Nu mai adaug subsecretarii și restul care au rang de secretar de stat. Dar 6 secretari de stat la Ministerul de Finanțe. Nu știu, am văzut că și la fonduri europene tot 6. Grindeanu nu poate trăi dacă nu are măcar 6-7 în jurul lui așa să roiască. De ce? Ce faci cu ei? La ce ne trebuie, Anca Dragu? În niciun caz. Numărul de secretari de stat știm bine că a fost crescut artificial de acest guvern PNL-PSD încă din
de la sfârșitul anului 2021, când au preluat guvernarea, au făcut USL 2. Și cred că ne-a explicat domnul Grindean odată într-o emisiune, l-am auzit cum a explicat, doamne, păi a trebuit să avem un număr egal PNL-PSD de secretar de stat și încă un număr pentru UDMR, adică, de exemplu, s-au ajuns la 7 secretari de stat la transporturi, sau 8 chiar, nu mai știu câte aveau, 7-8, 3 PNL, 3 PSD, unul sau doi UDMR. Nu, deci asta era logica. Au rămas 6 în loc de 7, că a plecat UDMR-istul. La finanțe, care este un minister foarte mare, să știți că existau 4 secretari de stat și unul care s-a ocupat de, vorbesc de perioada în care eram eu ministru, care s-a ocupat de pregătirea preluării președinției Consiliului de către România. Pentru că, știți, în 2019 România urma să aibă primul exercițiu de acest gen și era o provocare foarte mare. Sunt multe domenii la Ministerul Finanțelor, dar 4 secretari de stat, 5 ar fi mai mult decât de ajuns. Peste acest număr, tot ce înseamnă orice secretar de stat este pus din burtă de la partid. Dar așa se întâmplă, din păcate, au trimis acolo tot felul de oameni numai ca să reprezinte baronii locali care... Nu trebuie să știe și baronul ce se întâmplă acolo, că de exemplu baronul Vâlcov Răzvan Chiruță, să știi că încă are un secretar de stat. El se numește domnul Mihai Diaconu, cred, dacă nu-i greșesc numele, dar Diaconu se numește sigur. Deci Vâlcov încă face numiri prin Ministerele României, acolo de mult, de când a revenit USL 2.3.0 la guvernare. Dar eu chiar am crezut că măcar un pic acolo așa de obraz o să mai reduc, o să mai coafeze din ele. Nu, sunt la fel, câte 6. Au ajuns la câte 3-4 secretari generale adjunți ai ministerelor. Dar ce or face ăia toți, că numai ca să avizezi, vă dați seama. Răzvan Chiruță. Da, chestiunea este simplă. Aceste funcții la stat au ajuns o monedă de răsplată pentru oamenii fiecare. Am cunoscut pe cineva, de exemplu, de la PNL, care era disperată să ajungă secretar de stat. Și se tot ruga de conducerea PNL să o pună și pe ea pe o funcție de secretar de stat. Și am întrebat-o, bă, dar de ce vrei așa de tare să fii secretar de stat? Care e miza până la urmă? Și mi-a spus, am nevoie de o poziție în guvern ca să îmi întărească autoritatea în partid, nu sunt și eu acolo așa. Și plus de asta, trebuie să-mi răsplătesc și eu oamenii, că altfel mă părăsesc și nu mă mai susțin. Deci, miza nu este să faci bine pentru țară, ca să vorbim așa, ci pur și simplu să ai o poziție de putere, în cazul ăsta mai mică, dar tot importantă, și să răsplătești oamenii care te-au susținut. Pe de altă parte, spunea domnul Negrescu de examene. Sigur, numai că orice examen depinde și cine, și cum era vorba, depinde cine numără voturile, așa și la examen, depinde cine pune notele. Problema noastră în România în momentul de față este că orice lege s-ar inventa acum, orice, nu știu, orice sistem s-ar băga, atâta timp cât oamenii care îl aplică nu sunt în regulă, nu înțeleg și nu se asumă ceea ce fac acolo, va fi deturnat. Până la urmă, instituția demisiei, să spunem, e una clară, destul de clară, nu mai trebuie legiferată într-un mod, să spunem, a demisiei de onoare. Și cu toate astea, doamna Firea de înainte a dat și a dat demisia cu forța. Da. Deci problema în momentul de față este de resursă umană, de obraz, dacă vreți, al acestor politicieni care ne conduc astăzi, care nu pun preț pe nimic din punctul ăsta de vedere al regulamentelor și regulilor și a cheltuielilor. Pentru că, pe de altă parte, domnul Ciolacu a găsit ca soluție să mai acopere cheltuielile, să supraimpoziteze mâncarea pentru animale. Da. Adică, dacă statul român, sigur, dacă statul român a ajuns până la acest nivel, a citit un articol recent, nu, că România are cele mai multe pisici din Uniunea Europeană și s-a gândit, voi, de acolo o sursă de bani. Păi asta e soluția, să impozitez tot felul de chestiuni dintre astea ca să acopere, de fapt, un deficit. De fapt, păi, să nu acopere. Gaura au făcut-o câinii și pisicile, nu? Da. Gaura, da, de la buget. Nu se vorbește deloc, absolut deloc, decât pe hârtie de aceste reduceri. Vorbeam, iată, de Ministerul de Familie dinainte. Ar fi fost o șansă uriașă de a se face o reducere de cheltuieli din bani publici foarte, foarte bună. Ratată, nu? Sau, mă rog, ratată cu interes. Deci, problema este
că nu sunt optimist pentru perioada următoare. Din contră, este un an electoral, nimeni nu vrea să supere pe nimeni, nu? E nevoie de oameni în teritoriu, e nevoie de ca oamenii să fie răsplătiți ca să acționeze. Deci mai degrabă văd că cred că lucrurile se vor răutăți în perioada următoare, după principiu o vedea noi după alegeri. Da, băi, mai le coafăm la urmă. Important e să luăm voturile. Marius Pașcan, au plecat udemeriștii, nu de peste tot. De exemplu, la Ministerul Educației este încă acolo reprezentantul UDMR-ului, semn că doamna Deca se înțelege bine, dar au plecat doar de la nivel de secretar de stat, pentru că în rest au oamenii prin toate ministerele. Avem în continuare 200 de secretari de stat, cum scria Europa Liberă acum câteva luni, și s-au oripilat toți politicienii din coaliție. Atunci așa au zis, nu, noi o să facem o reformare a acestor lucruri. Unde? Că, de exemplu, la agricultură și-a dat demisia udemeristul și a venit tot unul de la PSD-PLL acolo, ca să fie 5 la număr. Microfonul, ca să ne auzim. Cu certitudine vă spun că UDMR-ul nu a plecat și nu va pleca niciodată de la cârma României. Au, de-a lungul timpului, în ultimele mai bine de 3 decenii, aduși vreo 2000 de funcționari plasați în ministere, în toate ministerele, la toate nivelurile, și atunci când pleacă de la guvernare, pleacă eșalonul 1 și 2 și restul rămân acolo, iar mai apoi se completează. În ce privește mascarada aceasta a reducerii numărului de secretari de stat și a cheltuielilor publice, e mai mult decât evident că a fost doar un simulacru pentru proști. Așa cum tot ce a promis guvernarea sau și guvernarea anterioară și aceasta, chestiuni legate de reforme profunde în sistemul de pensii, salarizare, eliminarea pensiilor speciale, toate sunt doar simulacre, doar mistificări ale realității. În fapt, România a ajuns o tiranie, o pseudo-democrație care se manifestă ca o tiranie a funcționărimii exploatatoare. Funcționărimea ajunsă ca o clientelă politică proțăpită la vârful instituțiilor statului, care n-are nicio treabă cu ce se întâmplă în România reală. Ei trebuie să trăiască bine, ei trebuie să aibă privilegii la care nu vor renunța, cheltuielile publice pe care le generează sunt tot mai mari, efectiv o povară sufocantă pentru acest popor și stat, timp în care omul de rând va fi tot mai spoliat. Adică, biruri noi, inventate, am văzut în rândul acestor produse pe care vor să le supraimpoziteze, și produsele bio. Măi, oameni buni, păi nu îndemnăm țara asta să mănânce sănătos, să îi tocmai promovăm, să-i stimulăm pe cei care produc produse naturale, când vedeți că mor oamenii de suprachimizări și alimente supratratate cu antibiotice și alte tot felul de procese chimice de creștere artificială. Și în această situație tu pui aceste biruri pe tot ce poți. Crește TVA-ul când norme elementare, literatură economică de specialitate elementară, la nivel de școală, spune că în criză nu ai voie să mărești impozite și taxe, pentru că ele generează, suplimentează valul inflaționist și măresc dezechilibrele economice în loc de a le tempera. Vorbim și stabiliza statul. Vorbim și de taxe imediat, dar am vrut așa o reamintire pentru telespectatori să știe că în continuare România are 200 de secretari de stat și că au mințit. Au mințit și cu ordonanța austerității, aia e doar pentru dumneavoastră, dar telespectatori. Pentru noi românii, noi trebuie să suportăm austeritatea ca să trăiască acești cetățeni numiți de baronat, secretari de stat, consilieri, subsecretari, secretar general pe ministere și ce mai sunt ei pe acolo, pentru că, din păcate, nu se mai păstrează nici acolo rigoarea legată de funcționarul din minister, care poate să preia astfel de funcții pentru că știe și a muncit acolo ani întregi. Trecem puțin prutul acum și ne uităm la ce se întâmplă la Chișinău, unde 9 televiziuni au fost sancționate pentru că nu respectau normele de scriere în limba română, de exprimare în limba română, asta după ce limba română a devenit oficial limbă de stat. Este printr-o legătură telefonică directă cu noi doamna Ana Guțu, fost parlamentar al Republicii Moldova, unionistă convinsă. Bun găsit, doamna Guțu! Bună ziua, bine v-am regăsit! Îmi place că vă țineți acolo de treabă la Chișinău. Înțelegem așa că au fost 9 posturi de televiziune sancționate pentru nerespectarea normelor ortografice, morfologice și sintactice ale limbii române. Mulți moderatori foarte supărați că ei sunt vorbitori nativi de limbă rusă și că mai fac și greșeli. Explicați-ne puțin ce se întâmplă. Aș vrea să încep cu faptul că, dincolo de cei 32 de ani de independență și 34 de ani de la adoptarea legislației lingvistice aici în Republica Moldova,
opera limbii române nu este încă până la sfârșit scrisă, realizată, promovată. În Republica Moldova lipsesc politici lingvistice autentice care ar favoriza utilizarea corectă a limbii române, mai ales în spațiul public, în spațiul mediatic, iar jurnaliștii la ziua de azi sunt pregătiți timp de 3 ani. Există câteva facultăți sau programe de formare în domeniul jurnalismului și după 3 ani jurnaliștii se integrează în piața muncii, ba mai mult, unii din ei, chiar studenți fiind, posedând foarte bine arta scrisului și a vorbitului, cumva sunt angajați și nu trebuie să dea vina pe necunoașterea limbii române cei care sunt nativi de limbă rusă. Există jurnaliști care, din păcate, păcătuiesc, uite cum vorbesc și eu limba română, și cred că CNA-ul s-a apucat cumva de ei, dar nu eu personal nu consider că aceste amenzi vor remedia situația. Pe mine mai tare mă deranjează faptul că Republica Moldova continuă să fie parte a spațiului mediatic de limbă rusă, deoarece toți vânzătorii de conținut la nivel internațional, vânzătorii, comercianții de conținuturi audio și video, ne includ pe noi, Republica Moldova, în spațiul rusesc. Adică, pentru dânsii, Republica Moldova este vorbitoare de limbă rusă. Și atâta timp cât problema aceasta nu va fi soluționată, iar noi aici, accesând site-uri de informare și așa mai departe, ni se bagă toate motoarele de căutare rusești, atâta timp cât noi nu soluționăm problema asta din punct de vedere legal, în conformitate cu drepturile noastre lingvistice la nivel internațional, vom rămâne captivi în acest spațiu rusesc, vom fi influențați, el este foarte nociv și pe pielea noastră am simțit de-a lungul anilor ce înseamnă această rusificare. Ea, de fapt, durează de peste 200 de ani și e greu să te zbați ca peștele pe uscat atunci când, având puterea politică, nu-ți permiți, sau mai bine zis, ți-e frică să atingi o astfel de problematică sensibilă, dar trebuie să ai curaj. Trebuie cineva odată și odată să o facă. Asta trebuie să o facă guvernul, parlamentul, președinția, fiindcă nu doar adoptarea unei legislații, sau mai bine zis, racordarea legislației existente la decizia Curții Constituționale din 2013 poate fi considerat un fapt eroic între ghilemele. Este o normalitate. Dar și punerea în aplicare a tuturor instrumentelor care stau la îndemâna puterii politice pentru a consfinți drepturile limbii române în acest spațiu între Prut și Nistru, mă refer la Republica Moldova. Mulțumesc, doamna Guțu, vă mulțumesc foarte mult, doamna profesoară Guțu, pentru că sunteți și profesor și v-ați luptat mult pentru limba română acolo peste Prut. Vreau să mai discutăm ceva înainte de publicitate, Adrian Negrescu, pentru că în ultimele zile a apărut tot mai mult informația creșterii de accize. Vorbim aici de accizele la tutun, alcool și la carburanți, pentru că toate trei sunt în grija acum coaliției, disperată să găsească bani. Am văzut reacțiile din industria tutunului, industria alcoolului, crește contrabanda, crește economia neagră. Întrebarea e ce se întâmplă și cu noi toți, pentru că această creștere a accizei la carburanți ne va afecta foarte puternic. Da, din păcate această creștere a accizelor la carburanți vine să crească prețurile practic de la pompă. Vom plăti mai mult pentru benzină și motorină față de cât plătim în prezent. Ei, știți ce e contrastant? Faptul că anul trecut ni se vorbea de faptul că guvernul monitorizează foarte atent prețurile la benzină și motorină. A fost introdusă inclusiv acea compensare, da? De 1 leu pe litru. Da? Se încercau să ia măsuri pentru a stăvili practic prețul carburanților. Iată că acum acționează în sens tot
total opus, vin și pun gaz pe focul scumpirilor, iar această creștere a prețurilor la motorină și benzină nu va face altceva decât să crească prețurile în general în economie. Și asta înseamnă inflație, inflație din care statul, bineînțeles, va avea de câștigat pentru că își adună bani la buget, iar noi vom sărăci și mai mult. Adică prețurile vor crește de la produsele alimentare până la servicii și tot ceea ce se transportă pe cale rutieră, iar firmele, din păcate, vor intra și mai mult în acest blocaj financiar care crește de la o zi la alta. Anca Dragu, cum vi se par aceste măsuri propuse? Nu vorbim acum de TVA, m-aș referi strict la chestiunea aceasta legată de accize, pentru că e limpede că economia neagră va înflori, mai ales pe zona asta de contrabandă, țigări, alcool și așa mai departe. Creșterea accizelor în acest moment este o măsură incredibil de proastă, în general creșterea taxelor și impozitelor, pentru că următorul pas va fi creșterea inflației, revenirea inflației pe un trend crescător, numai ce se mai domolise un pic așa din contextul internațional. Vedeți dumneavoastră, da, avem această gaură de 30-40 de miliarde la buget. Bugetul anul acesta, deficitul bugetar, nu se poate, așa cum arată la acest moment, nu se poate încadra în ținta pentru 2023, ceea ce ar presupune reducerea granturilor, banilor de la Uniunea Europeană, dar guvernul ia măsurile proaste. În loc să reducă cheltuielile, în loc să reducă numărul de secretari de stat, ceea ce vorbeam acum câteva minute, să desfințeze Ministerul Familiei, să reducă cheltuielile, să arate că este un stat responsabil, guvernul vine și aruncă tot pe populație costul și problemele și toată presiunea. Cea mai mare, cea mai nocivă măsură pentru economia României, în general o economie din România cu niște particularități, putem spune că da, este o măsură foarte nocivă, este această creștere a prețului la combustibil din creșterea accizelor, pentru că este imediat, se propagă aceste prețuri mai mari, se propagă în toate prețurile din economie și vedem vom vedea prețuri din ce în ce mai mari. Deci continuă sărăcirea da. Populației. Mi se pare că este un plan de țară pentru PNL și PSD. Plan care derivă din prostia lor, din proasta înțelegere economică. Marius Pașcan, într-un minut, goana asta după creștere de accize care umflă inflația și resimțim cu toții. De ce ne-au mai dat aia 50 de bani la carburanți atunci? Pentru că sunt incapabili și în același timp și ticăloși. Și mi-asum această constatare. Nu ați văzut ce declara premierul că va ajunge să impoziteze cu 1% afacerile, cifra de afaceri a marilor companii, dacă va impozita și profiturile exportate din România prin tot felul de offshore-uri și fente ca să nu se plătească statului român și încolo ce fac? Ajung să bage mâna în buzunarul necăjitului de rând, nu reduc deloc cheltuielile publice și asta este foarte grav. Deci nu reduci nimic de la clientelă, de la privilegiați, de la pensionarii speciali și bagi mâna în buzunarul necăjitului de rând. Te faci că subvenționezi nu știu ce produse alimentare de bază când de fapt aceste sporiri de accize și noi taxe vor bulversa întregul proces și vor alimenta creșterea prețurilor la nivel național. Adică tot noi plătim. Acum la ora 3 este o întâlnire a premierului cu cei din industria tutunului. Răzvan Chiruță, toate deciziile astea ale lor, în loc să protejeze cetățeanul, mai tare îl încarcă. Da, bucuria aur, ca să spun așa, aceste măriri de taxe. Eu sunt o persoană cu un venit decent și cu toate astea a devenit din ce în ce mai greu pentru mine să mai trăiesc în această țară în care prețul a explodat. Nu vreau să-mi imaginez cât de dificil este pentru persoanele cu venituri reduse. Paradoxal pentru care PSD se arată ca un apărător. Cele mai afectate sunt exact persoanele pe care PSD pretinde că le apără. Am văzut în azilul cum le apără. Am ajuns la final. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem să vedem ce urmează la știrile amiezii. Noi am ajuns la final, însă de la fix vă las pe mâini bune la știrile amiezii. Este alături de noi Andreea Moraru. Bun găsit! Ce urmărim la știri?
Bună ziua, Ioana. După Firea și Budăi, PSD-iștii cer și ei plecări din guvern. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, susține că ministrul culturii, Raluca Turcan, e cea care a vizat zilele groazei și ar trebui să facă un pas în spate. De asemenea, au apărut noi stenograme care arată că șefii zilelor groazei erau informați din timp cu privire la controlele pe care urmau să le primească. Acestea și alte informații în știrile orei 15. Te urmărim, Andreea. Noi ne revedem de la ora 16 la Politica Zilei. Rămâneți aici pe B1 TV.